Da, fără îndoială că una dintre temele majore rămâne aceea a minorității țiganilor din Europa. Îmi cer scuze, eu n-am să folosesc niciodată termenul Roma, pentru că este un termen introdus artificial, dar este o comunitate care a fost foarte lovită social după 90 și pentru care s-a făcut, din păcate, foarte puțin, de fapt, în toate țările Europei. Deci cred că este o foarte mare ipocrizie atunci când se vorbește despre endemica neintegrare acestei comunități, când de fapt este vorba de decizii politice și economice care nu s-au luat. Au fost două filme absolut excepționale, cel puțin două, pe această temă și presupun că măcar unul dintre ele va intra în palmaresul final. M-a bucurat să revăd atât de plurilaureatul Toto și frații lui în selecția finală și aș mai spune că asemenea subiecte în acest moment în care valul de refugiați și de dezmoșteniți economic, politic, cultural, etc. se revarsă asupra Europei, asemenea teme ale unor oameni care caută un nivel de viață superior, liniște sufletească și pace socială, sunt extrem de importante. Deci subiectul este într-adevăr de fierbinte actualitate. Bună întrebare. În primul rând, prin amplitudine, prin formula extrem de originală a desemnării marelui premiu, prin reunirea tuturor membrilor juriilor, în încercarea de a-i aduce la un numitor comun în decizia finală. Faptul că există acel Astra Junior dedicat copiilor, școlarilor, este excepțional, pentru că în felul ăsta se formează viitorii cinefili de mâine. Este important că aici la Sibiu festivalul a optat pentru filmul documentar, care în acest moment în întreaga lume tinde să fie mai urmărit chiar decât filmul de ficțiune, pentru că lumea s-a cam plictisit în fond de blockbustere, de subiecte care se reiau la infinit, și pe când filmul documentar te face să iei pulsul planetei în formule expresive originale și să te simți părtaș al acestei lumi. Eu personal sunt un fan al filmului documentar, poate și fiindcă am făcut la rândul meu documentare, și mă bucur că aici la Astra bate atât de puternic inima documentarului mondial. Da, cu siguranță, absolut, am asistat în ultimii ani la o renaștere spectaculoasă a genului. Foarte mulți studenți, foști studenți de noștri de la UNATC, au intrat în această zonă și aș vrea neapărat să amintesc de importanța excepțională pe care a avut-o în ultimii 10 ani workshopul Aristoteles, condus de Dan Nuțu și Cristina Hoffman, cu rezultate superbe, cu filme extraordinare. Sunt foarte tristă să știu că canalul Arte, care susținea financiar această minunată inițiativă românească, și-a retras susținerea. Sper să fie doar ceva pasaje. În școlile de film din România, fie că e vorba de cele de stat, fie de cele private, au început în ultimii ani să încurajeze linia filmului documentar și mă bucură, pentru că noi am avut o tradiție absolut extraordinară chiar înainte de 89. În chip miraculos, la studioul Sahia, de pildă, în anii 60-70, s-a creat o adevărată școală documentaristă românească,
cucereau premii importante, marile premiu, oriunde se duceau în competiții în lume. Marele nostru documentarist Ion Bostan a fost chiar ales vicepreședintele Uniunii Internaționale a Documentariștilor, ceea ce dovedește că România era în prima linie a filmului documentar în termen de creativitate. De altfel, documentariștii de la Sahia reușeau să păcălească sistemul prin stilistică, sigur, în planul, că așa era plan tematic, se scria film despre electrocentrala de la Bica, să spunem. Și venea Titus Mesaros și făcea 4.000 de trepte spre cer, care era un balet vizual absolut splendid. În această linie a unei tradiții, cred că asistăm la un adevărat revival al documentarului nostru. Într-adevăr, ar putea fi acordată o cotă suplimentară filmului documentar. Mai este ceva, ar trebui ca televiziunile private să introducă în program, în grila lor, să introducă mai mult film documentar românesc. Pentru că este o formă și de educare estetică, dar și civică a spectatorului, decât să asistăm la N emisiuni stupide despre divorțuri sau certuri sau mahalagisme. Dacă am vedea un film, să zicem, despre Revoluția Arabă din Egipt, ar fi o formă de a ne pune la punct cu ce se întâmplă în plan politic de planetă. Din păcate, fenomenul este planetar. Eu am crezut multă vreme, am blamat exclusiv autoritățile noastre, dar direcția este, aș spune, generală. Din momentul în care s-a renunțat la formatul tripartit al spectacolului de cinema, jurnal de actualități, documentar sau scurtmetraj și film de ficțiune, s-au eliminat primele două în favoarea calupului ucigător de imagini publicitare, sigur că s-a destrămat lanțul trofic, să spunem. Ori această structură tripartită era veche de 2-3 secole, ea provenea încă din timpul spectacolelor de Lanterna Magică, spectacole care au poposit și la Sibiu pe la 1700. Iar cinematografele, din păcate, în acest moment, toate funcționează în regim privat și trebuie să fie competitive comercial. Deci aici nu avem ce face. Însă, situația sărilor de cinema în România este dezastroasă față de ce se întâmplă dacă ne gândim măcar la țările vecine și aici, într-adevăr, CNC-ul și Ministerul Culturii ar trebui să fie ceva mai activ. Inițiativa lui Tudor Giurgiu de salvarea sălilor de cinema mi se pare absolut salutară și merită să fie cunoscută și de marele public. Și încă un lucru foarte important, acest festival contribuie la apropierea marelui public de filmul documentar românesc. Pentru că, din păcate, după 1990, sigur, prin reacție față de ce se întâmpla înainte de 90 și de propaganda obsesivă comunistă, numai în România, spre deosebire de toate celelalte țări din fostul lagăr comunist, există această autodenigrare, în primul rând, a valorilor față de valorile românești și dispreț față de producția autohtonă. Vreau să vă spun că în Grecia, de pildă, la festivalul Drama, de care tocmai v-am vorbit, simultan cu competiția internațională se desfășoară o competiție națională, ca și aici, de altfel. Filmele din competiția națională sunt programate de la ora 8 seara până la miezul nopții. Dacă la proiecțiile de pe parcursul zilei la competiția internațională sala este chiar uneori de-a dreptul goală,
sau, hai să zicem, jumătate plină, la ora 8, este bătaie pentru intrarea în sală. Deci există această solidaritate față de cinematografia autohtonă, care ar trebui să existe și la noi. Și cred că festivalul Astra este unul dintre pilonii acestei politici de reîntoarcere la iubire față de filmele noastre. Pentru că prin ele noi ne afirmăm, în fond, identitatea în spațiul european și în spațiul internațional. Pentru că filmul de ficțiune a devenit repetitiv, cum spuneam, a devenit repetitiv, nu mai există vârfuri. Acum, în anii 60, 70, 80, existau câteva vârfuri. Existau Fellini, Antonioni, Visconti, Bergman, Buñuel, Tarkovski, Alain René, Nouă Val francez. Erau niște repere, niște nume reper și lumea se ducea nu atât la un titlu de film, cât urmărea un regizor. Astăzi s-a produs un fel de democratizare a creației în toate artele. Nu mai există idoli, nu mai există monștri sacri și atunci lumea nu mai e tentată să meargă la un film numai pentru partea estetică. Această invazie a filmului american de proastă calitate a dus încet încet la sufocarea esteticului. Și atunci documentarul a profitat de această oboseală a fratelui mai mare ca să preia limbajul novator, ca să caute noi mijloace de expresie, noi formule și să transforme documentarul dintr-o formulă desuetă, statică, convențională, didacticistă, într-o formulă foarte vie, uneori autoreferențială, un dialog direct al regizorului cu eroii documentarelor. Și atunci, sigur că uneori ai impresia că este un film de ficțiune, dar de fapt este un documentar montat puțin altfel. Asta explică, în mare parte, interesul marelui public. În același timp, însă, există un risc major și am văzut un asemenea film în programul festivalului de aici și e bine că el a fost acceptat, pentru că e o formă de a arăta așa nu, cum nu trebuie făcut un film documentar. E vorba de filmul Absenți, filmat în Republica, pe teritoriul Republicii Moldova, un exemplu tipic de manipulare politică a spectatorului, de mistificarea unor realități istorice. Există și acest risc și sigur că totul ține pe de-o parte de deontologia cineastului, a producătorului, dar în același timp și de nivelul lui de cultură, de educație politică și de informație istorică. Pentru că nu știu dacă îl putem acuza pe regizorul, autorul acestui film, de manipulare voită sau de ignoranță crasă.